La 36 la 4 de estonianca Kaia Kanepi, principala favorită a competiției. Sârbul Novak Djokovic frânge visul elvețianului Roger Federer de a câștiga un al 8-lea titlu de Wimbledon sau la Luna de Polană. Ieri după amiază la Londra, în complexul Old England Club, cei doi au făcut spectacol pe teren, într-un meci intens de durata a 5 seturi plin de ținte spectaculoase. Elvețianul, favorit numărul 4 al competiției, a luat primul set la tie-break, dar sârbul nu s-a predat și a ridicat pe los câștigând următoarele